Bună ziua, bun găsit la călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava, suntem la RFI, un nou sezon al călătorilor geopolitice începe astăzi. Prima ediție acestui sezon de toamnă este una cu totul și cu totul specială, Dedicată unei regiuni din proximitatea României, Republica Moldova și Ucraina, alături de un invitat special, personalitate marcantă a vieții politice și de business din Republica Moldova și din România, fost premier al Republicii Moldova în perioada 1998-1999, una din cele mai dificile perioade pentru vecinul nostru uh, de la Est și, nu poate, prima guvernare cu adevărat pro-occidentală a Republicii Moldova. Ion Sturza este invitatul călătorilor geopolitice. Bună ziua, domnule prim-ministru, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Cum vedeți astăzi, în toamna anului 2018, la 20 de ani după guvernarea Ion Sturza, atunci când în multe uh, paliere ale reformelor și ale reformismului Republica Moldova stătea chiar mai bine decât România, mă refer aici, de exemplu, la libertatea economică? Cum vedeți astăzi, la 20 de ani de la acea guvernare pro-reforme? Republica Moldova astăzi, din punct de vedere geopolitic? Da, știți, să poți fugi de orice, nu poți fugi de geografie. Niciodată, din păcate. Și aici chiar e ghinion pentru Republica Moldova, pentru că se află la un fel de crossroad a intereselor geopolitice majore. Mă refer atât la jucători globali, cum ar fi Federația Rusă, Statele Unite, NATO, dar și jucătorii regionale, Ucraina, România, Polonia. Turcia, Polonia, Ungaria și a devenit așa un oază sau un checkpoint pentru uh, interesele geopolitice a jucătorilor mai și mici care în mare măsură influențează Situația economică, politică din țară este speculată intens de către actorii politici din cel mai Republica. sărac stat al Europei, după PIB-ul pe cap de locuitor, prin valoare nominală. Sincer vorbind, aici s-ar putea de discutat, pentru că la cine raportăm la capacitatea de consum sau de cumpărare sau la datele statistice oficiale, la metodologie. Eu, evident, fiind de Republica Moldova, niciodată n-am acceptat și nu-mi place să fiu catalogat ca un cetățean un cel mai sărac stat din Republica Moldova, dar din Europa, dar sincer vorbind suntem acolo, adică din păcate, nu numai în ultimii 20 de ani, dar toată această perioadă de tranziție de la după colapsul Uniunii Sovietice Uh, puține lucruri pozitive s-au întâmplat în Republica Moldova, puține reforme inițiate s-au dus până la capăt, uh, în continuare avem o, o situație politică destul de instabilă, eu ar spune chiar de dreptul dezastruoasă, deci nu s-a creat o masă critică la nivel intelectual care ar putea să, ghidează, să ghideze această țară, Mică, nou formată, pe o traiectorie pozitivă. Asta trebuie să o spunem sincer. Aceasta în primul rând, vina cred că o poartă băștinașe, localnicii, dar este și acest factor geopolitic uh, extern care influențează situația și este speculat uh, la maxim de către. Cum vedeți interesele Turciei în Republica Moldova? Nu o putere în ascensiune cu anumite deviații autoritare. Și care în ultimii ani uh, a investit extrem de mult în recuperarea unui spațiu, așa zis, de influență culturală, mă refer aici la uh, Crimea, mă refer la uh, Asia Centrală, plus investiții în zona Găgăuzii, acolo unde nu există un liant între Republica Moldova și Turcia. Da, eu n-aș exagera influența turcii în Republica Moldova. Găgăuzii nu sunt o coloană. A cincea, a, a cincea. A cincea da. din simplu motiv că sunt... Proruși. Nu proruși, sunt creștini ortodoxi. Deși originea lor este turcică. Nu sunt atât de mulți și știți, e o continuare a politicii seculare a turcii de a nu încerca de a islamiza forțat un teritoriu sau alta. Și la drept vorbind, găgăușii au suferit sute de ani, nu pentru aceea ca acum să se pleieze pe o eventuală islamizare, de deci ce acest lucru nu se întâmplă, dar a, Turcia a avut grijă de unele proiecte sociale, economice, nu atât de multe și nu atât de spectaculoase, cum s-ar putea să înțeleagă. O parte din localnici, din copiii de locale învață în Turcia, foarte mulți găgăuși muncesc în, în Turcia, dar nu este un proces de fidelizare a cetățenilor în interesele Turciei sau de islamizare în Găgăuzia. păi aș spune că e din contra. Da, Turcia a, a, regional Uh, cred eu până nu de mult, că în ultimul timp cred că nu mai are atâtea ambiții datorită probleme. de când cu criza economică. Criza da? economică, implicarea masivă în problemele din Siria, cu statul islamic, cu Kurdistanul, nu mai are atâta forță și implicare în, în, zona, în zonele limitrofe și în primul rând uh, în țări mai puțin importante și non-islamice, nu știu, Balcanii, Republica Moldova dar este un, sunt sunt niște fenomene extrem de regretabile, spre exemplu, astăzi au fost de autoritățile Republicii Moldova arestați și expulzați Profesorii de la Liceul Turc, un, o dorință mai veche a guvernului de la din Turcia de a și recupera cu ghilimele de rigoare bineînțeles, cetățenii care fac parte sau au făcut parte din mișcarea Ghilean. Uh, un lucru care... Regretabil, într-adevăr. Foarte regretabil, care... Vă dați seama că sunt trimiși la moarte. Între ghilimele, nu neapărat la moarte fizică, dar sunt trimiși oricum... Da, la Chișinău astăzi se speculează foarte intens că asta ar fi plata pentru reconstrucția Palatului Prezidențial care îl face Guvernul Turcii la, la Chișinău. Uh, nimic uh, în povestea asta nu mă poate bucura. Cum vedeți Găgăuzia, din punct de vedere cultural, și minoritatea bulgare de sudul Republicii Moldova, în contextul unei integrări europene. Pot fi acești oameni cuceriți de partea seduși de către ideea europeană? Absolut, absolut. Deci, trebuie să, să, să înțelegem că oamenii ăștia au conviețuit pașnic cu românii din Basarabia timp de 200 și ceva de ani. Sunt niște comunități relativ închise cu o formulă socială colectivistă, să o spune așa, cu o mentalitate destul... Moștenire sovietică sau presovietică? Presovietică, pre -pre sovietică Atât la bulgar și la găgăuș, noțiunea de comunitate este foarte puternică, ca este instinctul de autoconservare și Al de apărare. Al comunități mici, normal. Exact. Și eu am o simpatie deosebită față de ambele comunități, am interacționat. În perioada de mare, mare cum până în începutul anilor 90, când au fost multiple provocări de destabilizare, conflictul din Transnistria, comunitățile respective și-au arătat o, o loialitate față de uh, stat, față de majoritatea uh, din Republica Moldova, deci uh, eu nu sunt atât de șeptic vis-a-vis -vis de cu ei. Dar, ei iau niște frustrări și niște Uh, nu știu, uh, niște complexe istorice care s-au acumulat uh, că niciun regim, inclusiv cel sovietic, nu le-a tolerat independența culturală sau... Uh... Niciodată găgăuzii nu au fost mai liberi decât în perioada regatului României. Posibil, pentru că era atât de departe din de, de capitală și atât de de uh, exact. și Atât de jos în lista priorităților, că găgăujii puteau să simtă în stepele lor bugeac, în bujac atât de liber și independenți, că nu s-au simțit niciodată. Au, niște, au unii lideri mai de extremă, mai uh, populiști, care mai tulburo apele, dar eu cred că nu e acolo problema de baza a Republicii Moldova astăzi, când vorbim de relațiile interetnice. Cum vedeți Republica Moldova, că tot am ajuns la Freiburg Capital, din punct de vedere al business-ului? Există o șansă de dezvoltare? Bineînțeles, există o economie, chiar dacă nu e atât de dezvoltată, câteva milioane de consumatori, necesitatea modernizării atât la nivel de infrastructură, cât și de business, sistem financiar telecomunicației. E, e o distanță cam de 10 ani vis-a-vis -vis de România, aș spune așa. E, evident că libertatea activității economice este profund influențată de factorul politic, administrativ. E, unele lucruri sunt destul de complexe, dacă să nu le spun complicate, dar există oportunități de investiții. Sunt exemple de investiții în Republica Moldova. Eu mai degrabă mă uit pozitiv sau cu optimism la economia și dezvoltarea Republicii Moldova decât cu pesimism. Vă propun în cadrul călătoriei noastre să trecem Nistrul, să ajungem în această regiune nistreană, autoproclamată așa zisă Republică uh, nistreană. Vedeți vreo posibilitate de soluționare a conflictului transnistrean într-un timp predictibil? de reintegrare în trupul Republicii Moldova, cum vedeți destinul românilor, sau mai bine, haideți să spunem românofonilor din, din, această zonă? Um, nu cred că o să fiu tare original, dacă o să spun că deciziile nu se iau nici la Chișinău, nici la Tiraspol. Și nici la București. Și nici la București. Deciziile aia sunt în Occident și în mare măsură sau în primul rând la Moscova această regiune separatistă depinde, soarta ei depinde foarte mult de suportul economic din Federația Rusă, de mesajele care vin de acolo. Populația este profund îndoctrinată, îndo dacă o să ascultați stațiile de radio să vă întoarceți în anii 80 de propagandă sovietică sau ceaușistă, au crescut o întreagă generație care n-a mai văzut altceva decât această așa numite republică auto sau republică separatistă. Populația locală are o experiență limitată de a interacționa cu lumea civilizată și acum cu, și culmea asta în secolul 21. Exact, în dar este epoca se, internetului. A. Se limitează la ceea ce au nu au mari pretenții economice. Uh, deci uh, sunt săraci egal, cu excepția la câțiva tipi care au uh, pus mâna pe fluxurile de contrabandă sau care sunt în, în regiuni. Deci populația este profund indoctrinată, este rus, ru, rusofilă, este o ostilă totală uh, guvernului de la Chișinău și m, nu în ultimul rând și noțiunii de România sau de românism nu putem să ne așteptăm că va fi o mișcare populară pentru reintegrarea cu, cu, Republica Moldova. O formulă forțată din exterior, din Rusia, nu va veni, pentru că vă dați seama în mod special acum după toate intervențiile acestea brutale în, în Ucraina, anexarea Crimeei, războiul din Donbass. Transnistria chiar un da, Hab deci, deci pentru... pentru Rusia e important să mențină acest spin în fundul, spunem, a Ucrainei, Moldovei, și, de ce nu, și a României plus NATO. Uh, nu, nu văd cum... A... a fost câteva elemente încurajatoare, inclusiv în perioada Putin, când Putin, de dragul de a arăta că este un porumbel la păcii și că vrea să căsească o soluție în transnistria model pentru alte arti, zone separatiste, a fost iluzia că s-ar putea de găsi, dar numai că găsenița era de fapt în defavoarea Republicii Moldova, care însemna de fapt schimbarea unei structuri politice structurii politice, structurii etnice a electoratului și de fapt cel mic separatist putea să-și abroge conducerea întregului stat. Deci, revenind la soluții, eu nu le văd în timpul apropiat, chiar dacă s-a revenit la destul de păguboasa politică de pași mici, polit politică care, în mare măsură, astăzi este impusă de către partenerii externe a Republicii Moldova și, în primul rând, Germania. De recunoaștere a unor elemente statale ale transnistrienilor, sub, sub ideea sau premiza că să le simplificăm viața cetățenilor de acolo, cum ar fi, nu știu, pașapoartele, numerele de matriculare. Ma, numerele da. de matriculare, ei practic folosesc la greu toate însemnele vamale, 70% din export vine în Europa și vine nu ca origine din Transnistria, vine din Republica Moldova și contribuția la bugetul central este zero și noi avem un guvern și o, și -o administrație extrem de ostilă guvernului central care manipulează cu insemnele statale a Republicii Moldova. Eu sunt adeptul politicii dure. Vreți independență? Vreți să, să fiți, să, să aveți statul vostru și așa mai departe? Please! Puteți să o faceți, nu aveți nicio problemă, dar nu mizați pe însemnele sau pe suportul Republicii că, adică e, tot acest tango Da, tot acest tango, până la urmă ce a facilitat de fapt ce? Da. activitatea unor afaceriști a, a, unor interacțiuni din uh, obscure de pe ambele maluri ale prutului, inclusiv importul de energie electrică și altele. Deci o, asta e așa. Și cum vedeți destinul românității în Gândiți-vă că acolo în anii 20, în ideea de a finanța moldovenismul, nu era o capcană evident, Lenin a inventat Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească în cadrul Ucrainei, care avea capitala la Balta, oraș astăzi în da, asta sunt jocurile. Sau elita prin... aceea, că avea, există o elită peste tot, elita aceea a fost după aceea deportată de către Stalin în Siberia. Mm, da, crionul lui Stalin a cunoscut foarte multe traiectorii ciudate pe hartă. și am rămas noi, mă rog, moldovenii. Dacă fără spunem, Bugeac? Fără Bugeac, fără de, uh, Sud, fără de accesul la, la Carpați, la Mare Neagră și așa mai departe. Vă imaginați? Dacă era, mă rog, teritoriul istoric al Basarabiei, da. atunci Moldova arată altfel. Avea munți, avea mare. Dar Stalin a considerat că e prea mult pentru moldoveni care nu sunt loiali și niciodată nu au fost loiali. Moldoveni români, de fapt. Știți soarta românilor din Transnistria când permit să le spun români, pentru că... Nu e, e un lucru cunoscut că majoritatea de ei au, au migrat din uh, provinciile de est, de vest a Transilvaniei, sub în zona, respectivă. În zona exact. respectivă. și o să fiți mirați, dacă o să ajungeți acolo, o să găsiți foarte multe cuvinte uh, specifici pentru Maramureș. Pentru Maramureș, Maramureș, da? Maramureș, foarte interesant. În plus, există un, o tenacitate, o rezistență. Acolo multe sate au participat activ cu arma în mână să-și apere teritoriul, independența. Sunt renumitele școli uh, din Transnistria, inclusiv în Tiraspol, care niciodată nu au acceptat să fie uh, sovietizate sau asta. Deci ele continuă să, să, predea în limba română. Există o rezistență, dar ei sunt în minoritate. Eu nu cred că astăzi din Uh, sunt mai mult de 30% din populația. Și transită. cum vedeți satele uh, din Basarabia plus Tighina, fostul oraș Bender, uh, ocupate de către autoritățile mistrene. Nu Știți, eu am fost uh, relativ uh, recent în, în zonă, jalnic pentru că acolo chiar se fac excursii, inclusiv pentru străini, de a vedea cum a fost Uniunea Sovietică. e puțin <sus> Jalnic, au, într-adevăr. puțin au evoluat. În deci, că a rămas un mausoleu al sovietismului. Da, și în capul omului, oamenilor a rămas Uniunea Sovietică. De fapt și fenomenul că toți ei sunt nostalgici care trăiesc cu, cu, cu ideea că în Uniunea Sovietică a fost mai bine, dar asta e nostalgia tinereții și nu cred eu că cineva poate astăzi cum să afirme că a fost mai bine atunci, da? Deci e, e jalnic, de ce aș vă fac, cum ar fi astăzi excursii în Corea din Nord, cam exact ca la Da, cam așa e acolo e, situația. Dar majoritatea pus plecați, mulți și-au făcut cetățenia Republicii Moldova, copiii învață pe malul drept a Nistrului, mulți sunt în România la studii, ei oamenii s-au cum acomodează. Deci, cum mai puțin se acomodează, bineînțeles, ofițerii din armata rusească, noi îi parveniți sau veniți acolo. Ucraininii. este un fenomen foarte. Bizar, aș spune eu. ucrainenii mai degrabă sunt ruși decât ucraineni. Rusificați, a, Rusificați, dar ei nu au arătat niciun element de solidaritate, spre exemplu, cu Ucraina, cu țara lor a, în, conflictul în, în, Donbas. în conflictul din Donbass. În conflictul din Donbass, da. Asta e un fenomen cu totul bizar. Domnule Sturza, cum vedeți dinamica relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina? Într-adevăr, avem de a face cu o relație destul de dificilă din două puncte de. Sunt foarte multe lucruri comune, într-adevăr, trecutul sovietic, experiența comună în același în cadrul aceleiași țări, dar pe de altă parte nu avem minoritatea uh, românească din Bucovina de Nord și din Bugeac, ce discutam uh, puțin mai puțin mai înainte. Dar dincolo de asta, Republica Moldova și Ucraina ar putea fi unite de această idee pro-occidentală. Cum vedeți acest tango între naționalismul ucrainean, tipic oricărui stat tânăr, și ideea de. Uh, Știți, eu am avut. Rusofobie. Am, am avut meciuri foarte dure cu ucraineni. În perioada. În perioada. Și, și business, vreau să vă spun, că și în business. Dar în perioada. ce, pentru că trebuia să divin, definitivăm granița, trebuia să rezolvăm problema cu accesul nostru la Dunării, Multe lucruri, demarcarea graniței și problemele cu proprietățile Republicii Moldova, moștenite pe teritoriul Ucrainei și așa mai Este Ucraina și Ucrainei sunt un partener extrem de, de dificil. dificil în orice discuție și negocieri. Credeți într-o Ucraina pro-occidentală? Nu cred. Ucrainenii, cum spune, ei, sunt sami SB, adică cu ei, cu gândul lor și cu ei. Deci de aceea și nu o să vedeți multe investiții spectaculoase în lucruri care în primul rând se întâmplă într-o țară în tranziție, cum ar fi hoteluri, linii aeriene externe și alte lucruri. Deci ei sunt destul de închiși și ne primitori, să o spunem așa, Uh, pentru investițiile străine, pentru factorul extern. Uh, astăzi, cum ați spus-o, există un dans între Republica Moldova și Ucraina, numai că acest dans uh, este un dans oligarhic, între doi oligarhi, Poroșencu. Da, exact, care se cunosc și au avut relații strânse de, de business. Și aici, în zona asta, se, se mai întâmplă ceva în rest, politica lor o ostilă față de Republica Moldova atunci când vorbim despre problemele ecologice a râului Nistru sau proprietățile noastre sau minoritatea română. Și aici fac o paranteză și vă menționez că în timpul sovietic vorbitorii de limbă română, dacă să spunem așa, generic din Ucraina, în pașaport erau români. Noi, în Basarabia, eram moldovieni. Ah, ei erau români. Românii, întotdeauna au fost români. Uh, și... mă re vă referiți atât la cei din Bugeac, la cei din... Nu, da, cei din sud și cei din nord. Și da, cei din Transnistria, ucraineană, din nu, jurul Balta. Da, au fost întotdeauna, a în fost în pașaport. Baramure și de nord la fel. Da, a fost, a fost, români și deci e de această, știu, diasporă niciodată nu s-a preocupat mult guvernul de la Chișinău, mai mult guvernul de la, de la București. Deci și timpul nostru când eram noi la guvernare a fost o tentativă de a duce cărți, manuale și așa mai departe. Deci a fost o relație bună. Deci, Ucraina, eu nu cred că Ucraina va uh, performa ceva spectaculos în reformele democratice, economice, va eradica. Atunci corupția. va ajunge un stat eșuat? el nu va ajunge o să fie prea... că acest război este foarte costisitor. Conflictul menținut în Donbass este... Dar extrem. asta e o scuză pentru ei de a nu face reforme, nu face nimic. Eu am întâlnit la Bruxelles și nu numai la Bruxelles, dar în capital, în special din flancul estic al NATO și Uniunii Europene, cum ar fi, nu știu, Polonia, țările baltice, povestea asta sau poziția asta, hai că le tolerăm corupția, ipsa de democratizarea societății, drepturile omului și așa mai departe, pentru că ei sunt prin linia frontului să lupă cu Rusia. Nu este o scuză pentru mine, nu este o scuză, nu este o scuză că Dacă să vrei și... să faci parte din da. sistemul occidental, trebuie să ader la aceleași valori. Adevărul că este o țară prea mare ca să nu fi luat în considerare Vorbim de 30 ceva milioane de, de cetățeni cu... O țară cu o suprafață aproape cât a Franței. Ia, ca, și ca suprafață și ca, nu știu, și resurse. economie, resurse, deci nu, e, nu e de neglijat ca Republica Moldova, dar cunoscându-l personal pe Poroșencu și pe mulți actori de la Kiev, eu am mari și mari dubi și asta le-am spus și la Bruxelles. La Cum le descrie pe Poroșencu? Este ah. un pro-occidental prin convingere, pe baza experienței dumneavoastră personale cu el. Este un pro-occidental din convingere sau este hmm. un oportunist? Un pro-occidental din convingere oportunist. Ah, și am înțeles. Da, el a avut o carieră politică și, mai ales de business, extrem de controversată, aș spune eu, eu. Ca și orice oligarh din, din zonă, de ce ar fi el mai bun decât alții? Cu multe zone gri, care uneori se spun chiar că sunt negri, are multe ancore are multe zone în care el poate fi șantajabil, dar, ca și orice ucrainean, este destul de încăpățânat, el vrea misiunea dusă până la capăt, îi place această formulă de confruntare cu Putin și o apropiere de către Occident, dar vine de contul, vine de conto, nu în fața partenerilor externi, în primul rând a cetățenilor și el se va duce la alegeri, îmi pare, ca anul viitor. Și atunci eu am mari, mari dubii că el va fi realesc ca președinte a Ucrainei. Vedeți posibilitatea de reforme în Republica Moldova în continuare? Astăzi, din punct de vedere al indicelui libertății economice, Heritage Foundation uh, clasează Republica Moldova mai jos decât era în urmă cu 20 de ani, atunci când a fost apogeul. Da, știți, noi, noi cred că nu ar trebui să vorbim despre reforme, cât de implementarea celor reforme care au fost deja uh, aprobate sau care au fost uh, implementate cândva la nivel uh, legislativ. Pentru că eu vreau să spun că noi, într-o perioadă relativ scurtă, de 2 ani, am făcut foarte multe reforme fundamentale care, de fapt, au fost baza, fundamentul dezvoltării ulterioare a Republicii Moldova și privatizarea pământului privatizarea, deetatizarea proprietății de stat, codurile fiscale, codurile vamale și așa mai departe. Deci multe, multe din acestea, Numai că până la urmă legile sunt frumoase, avem uh, legi din sistemul financiar, sistemul uh, fiscal, dar uh, cum se respectă? Deci problema fundamentală este dominația sau lipsa dominației legii în Republica Moldova o guvernare care este profund contestată de cetățeni și care are foarte puțină legitimitate. Astăzi nu poți să conduci o țară și să fii credibil atunci când nivelul de încredere în guvernare este mai puțin de 5%. Evident. Evident. Atunci ori te -ți iai torba și te duci în lume, ori ai instinctul ăsta de conservare, dictatorial, Totalitar, intervii brutal în Te împotriu. bazezi pe alte structuri, nu pe cele democratice. Exact, nu populară, poți să te bazezi astăzi pe, pe societatea civilă, politică, politică, da, da, pe altele da, pe ce, ce s-a întâmplat, din păcate, în ultimul timp. Uh, cum vedeți perspectiva europeană a Republicii Moldova în contextul Uniunii Europene de astăzi? Nu văd deloc. Și nu de ceea că Moldova n-ar fi capabilă să performeze într un Vorbim firmă. de un stat latin, de un stat european. Vorbim de un stat latin european care îi place să spună că este o parte cel puțin geografică a Europei, mai aproape din, de, de inima Europei decât Bruselul, nu cum calculăm, până la Ural sau până la granița vestică a Unii Europene. Da, moldovenii sunt mental vorbind, în primul rând români. Cine nu s-ar spune? Aici eu vreau să vă confirm cu devierele, mă rog. Normal, este o ramură a da. într-adevăr. În primul rând și doi, sunt europeni, nu putem să vorbim că ei sunt caucazieni sau asiați și nici măcar influența slavică nu e atât de mare cum putem să ne închipuim noi. S-a diluat influența slavică din punct de vedere etnic în ultimii 20 de ani? Da, semnificativ. În primul rând, copiii de astăzi nu mai vorbesc rusa. E un lucru care poate că și e regretabil, pentru că nu e un handicap să vorbești rusa s-a întâmplat peste tot și în țările baltice este situația tot nu mai vorbesc da, foarte mulți au occidentalizat deci sunt foarte mulți plecați în afară din Republica Moldova dar dacă vorbim despre perspectivele formale de integrare a Republicii Moldova în Europa, astea sunt infime și nu numai din criterii de neperformanță a Republicii Moldova în primul rând sunt problemele profunde cu care se confruntă Uniunea Europeană, destinile proiectului european, contradicțiile între Sud, Nord, între țările mai povărvește. Da, și vești, deci centrul Europei, da, sunt foarte multe segregări. Astăzi se vinzi cuiva în Europa enlargement-ul, când mulți vor să o părăsească, E, e foarte e complicat și nimeni nu o să, iniție astăzi, să inițieze astăzi pe bunii niciun proces de asociere sau de... Extindere, mai ales în zona de est. A, absolut. Balcanii de vest, într-adevăr, sunt o zonă insularizată în cadrul proiectului european, mult mai ușor de asimilat și de digerat decât... Asta, iarăși, din punctul meu de vedere, cunoscând-o un pic și având multe contacte în zona asta, e tot un pic iluzie, că s ar putea de asimilat mai ușor, nu știu... Albania, Montenegro sau Bosnia Herzegovina? Nu, astea sunt state care au care chiar în fondarea lor sau, sau, la fundamentul lor stau atâtea contradicții. Exact, și unde, a, unde europenitatea lor e atât de discutabilă, nu? Sunt o religie musulmană e, e, Exact, majoritară. de deci eu cred că mai degrabă ei ar putea și ar trebui menținuți în afara Uniunii Europene, ajutați la modernizare, la... O dezvoltare economică, dar cine vrea o problemă în plus cu Albania sau cu Montenegro. Alături de noi se află domnul Ion Sturza, președinte Freiburg Capital. Domnule Sturza, cum vedeți relațiile dintre Statele Unite și Republica Moldova astăzi? Am putea vorbi de o prezență americană susținută la Chișinău, care este vitală, din punctul meu de vedere. Știți, -o, de o un parteneriat strategic de moldo-american? Deci, cunosc numărul Total, la americanilor, persoane fizice prezente de. în Republica Moldova, nu vreau să-l dau, dar o să fiți surprinși că poți fi la nivel cel puțin de ambasadă și diplomatic mai mulți cât la București. Uh, Statele Unite întotdeauna au avut o prezență destul de masivă și la, cu un nivel destul de înalt uh, diplomatic în, în Republica Moldova, iarăși pe aceleași considerente geostrategice, geopolitice. Din păcate, cu noua administrație Trump, toată interesul față de Republica Moldova s-a limitat la interese imobiliare. Ultimul proiect major care îl are Statele Unite ale Americii în Moldova este să-și facă o ambasadă pe 4 hectare în centrul Chișinăului, un proiect extrem de contra, uh, controversat, care a strănit foarte multă indignare la opinia publică de la Chișinău. Mai mult ca atâta, ultimele lor de atitudine mai degrabă sunt... Uh, pro-guvernare decât pro-democrații, drepturile omului și așa mai departe. Un Lucru extrem de regretabil. Cred uh, că există o confuzie uh, la nivel de departament de stat, un mesaj confuz la nivel de, uh, diplomatic ce facem în Moldova, ce facem în România și așa mai departe. Deci, uh, moldovenii astăzi sunt destul de vitrici. În plus. Uh, Lobiștii americani au fost atât de activi și au fost atât de avizzi de onorarele care veneau cu milioanele din Republica Moldova, că au creat o impresie falsă, cred eu, la, la Washington vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în Republica Moldova. Uh, Lucruri, din punctul meu de vedere, triste, uh, mai ales că cred că dacă cineva ar fi putut să investigheze pe bune frauda din miliard furat din sistemul bancar, ar putea să o facă. E, FBI-ul sau americanii, dar iarăși linia de demarcare, lupta geopolitică, guvernul la Chișinău cel care oprește tancurile rusești deci, sincer vorbind, nu văd niciun interes, niciun implicare majoră, mai mult ca atâta. Statele Unite și-a redus substanțial proiectele de asistență pentru... E regretabil. E regretabil. Era nevoie, mai ales din punctul de vedere al securității, de un parteneriat militar moldo-american. Ca să fie un parteneriat securitate, să nu-i de ajuns ca americanii să-l dorească, în afară de niște jocuri de copii, gen am trimis 30 de rezerviști din satul Florida care s-au primblat pe niște dealuri prin Republica Moldova, puțin s-a întâmplat niște echipamente de 30 de ani retrase din Europa și cam atâta ceea ce vedem noi real astăzi în, în, creșterea capabilității de, spunem așa, de apărare a Republicii Moldova. Cum vedeți neutralitatea aceasta a Republicii Moldova? De deci ce atâta reticență în Rând opiniei publice moldovenești față de ideea de NATO. E rodul propagandei sovietice. E rodul propagandei. Vă spun și de ce. Mi se pare puțin. Uh, în primul rând, NATO este, nu, garanția valorilor liberale transatlantice. Organizație de apărare. Ne apărăm valorile noastre liberale. Gândiți-vă că, spre deosebire de Ucraina, spre deosebire de Georgia sau de cea mai mare parte a Ucrainei. Teritoriul Republicii Moldova, înainte de 1940, a făcut parte din lumea occidentală, ca țările Baltice, deci locul Moldovei era acolo, în NATO. Da, dar moldovenii sau românii din Basarabia nu au instinct statal, cum au avut Baltici. Baltici întotdeauna, s au avut secole întregi, adevăr. au avut stat, au avut noțiunea de comunitate. Noi suntem o ruptură Plus un... religia, nu? Pro și catolică. Exact, plus și religia. Deci, sincer vorbind. O nobilime foarte puternică, o burghezie a, în secolul 9. Nu trebuie, cred că din consultarea prea mult opinia publică vis-a-vis din NATO, pentru că este. S-a înrădăcinat ideea asta de neutralitate, de că NATO este ceva prost sau rău pentru Republica Moldova, dar ar fi trebuit să marșăm pe o decizie și pe o voință politică. Evident că Moldova nu are nicio șansă să-și securitizeze granițele în caz de un conflict chiar și minor local, decât sub umbrela unui partener mare unui sistem de securitate colectivă cum este NATO. pentru mine astea lucrurile sunt extrem de de clare. Adevărul că nu știu care a putea să fie contribuția Republicii Moldova la acest sistem de securitate cu, cu armata ei de păpuși sau cu nu știu, cu ce mai are Republica Moldova astăzi. Eu chiar o spun și public, că ar fi fantastic ca Republica Moldova să aibă un, un colaborare mai strânsă și pe față cu România pe tema de securitate și pe tema apărării, într-adevăr. Și pe tema apărării, o alianță nu militară, spunem, da. dacă am putea să o spunem groș în desat că România va interveni în orice moment când securitatea statului Moldova va fi periclicată atunci ar fi fantastic. Nu mai ar fi fanteziile, este a în Cum vedeți această ficțiune? Că până la urmă este o ficțiune a tangoului geopolitic, o neutralitate în care trebuie să avem relații bune cu toată lumea, să nu ne ancorăm în nicio zonă, când de fapt ăsta e un model care poate conduce la un stat eșuat. E o ficțiune, ea nu există. E o realitate. ficțiune, foarte corect cuvânt, cred că și care... Cu cinismul acesta să-i e, e o ficțiune, dar știți, să moldovenii nu știu cum așa s-au învățat să danseze cu toți odată și să primească la fund de la toți. N-a mai... N-a -a avut niciun succes această politică. Uh, e important astăzi să creezi să să fii partea unei lumi civilizate. A lumii occidentale. Occidentale. Exact. Asta e, singur. da, sunt absolut de acord aici, mm. dar jocul ăsta acum s-a accentuat din simplu motiv că e foarte bine să ai această luptă geopolitică uh, ridicolă de fapt. Și să speculez personal. Să speculezi personal ca cineva să nu te întrebe dar în realitate tu ce prezinți. Gândiți-vă că nu cu excepția neutralităților tradiționale de tipul Finlanda, Suedia, Austria, cazuri complet separate, în această lume, mai ales după prăbușirea tratatului de la Varșovia, neutralitatea nu-și mai are sensul. Da, bineînțeles că nu-și are, dar... Unde eu... a sfârșit-o Iugoslavia? Neutră. Da, ori îți capacitățile tale... De apărare? De apărare, ori, ori devii o parte a unui sistem de apărare colectivă. Absolut e, corect aici sunteți. Alternativa a fi să fim la o la sistemul de apărare cu Rusia și cu, nu știu, cu Kyrgyzstan. În acel Collective Security Treaty Organization, da, nu? O glumă. E, glumă da, exact, ave... o, o glumă, da. un instrument de reimperializare și de dominare a unor Absolut, zone. Aveți Ce drept. au promis rușii în Armenia înainte de integrarea Armeniei în Uniunea Eurasiatică în 2013. Investiții de miliarde, ajutoare, s-a întâmplat ceva? Nu. nu. În Rusia, chiar dacă ar avea capacitatea, <laughs> nu ar face, <laughs> pentru că poți cinismul lor în relațiile cu fostele, cu republici sovietici, nu are margine. Exact, o politică cinică, o politică pragmatică extrem de, de dură. Pe scurt, cum vedeți această toamnă politică în Republica Moldova? până foarte, la alegerile din februarie. Foarte fierbinte, cred că cu derea pașe majore în, drept, în zona de drepturile omului, democrație, libertatea de exprimare, libertatea de mișcare, cum am văzut astăzi cu expulzarea turcilor. E o problemă, sau e o întrebare fundamentală dacă va supraviețui și nu va, sau nu a actuala guvernare o schimbare în structura politică de la Chișinău ar fi dramatică pe une, pentru unii actori de la Chișinău care nu-și nu mai văd uh, viitorul lor uh, nici politic, nici fizic în afara granițelor Republicii Moldova, în afara uh, sistemului de ei creat și de aceea lupta va fi extrem, extrem de dură și noi vedem că ea se întețește, ea se duce în stradă, se duce la confruntări. Uh, sperăm să nu fie una sângeroasă, dar derapajele democratice vor fi tot mai accentuate, ignorarea opiniei și, cu, și sfaturile Occidentului vor fi tot mai, mai accentuate. Sunt oligarhii o primejdie pentru democrație? În orice țară. În orice țară? În orice Bun, țară. Bun, și atunci eu jucă rolul avocatului diavolului, o să vă răspund, Domnule prim-ministru, și în Franța, și în Spania sunt oligarhi. Și nu, totuși știți, hai să, ne, să revenim de da, așa foarte pe scurt ce înseamnă oligarhia asta. E un combinaj între politic și economic exact. împotriva intereselor naționale. Da, sau, da. sau publici, da? Exact. Dacă când ajunge la o extremă, când oligarhii se, se bagă în politică, acăpărează și zona politică. Doar nu, încum... politice. Nu, că în Republica Moldova nu vorbim despre o, un, un Oligarhii au devenit politicieni. Da. Politicienii nu au devenit uh, oligarhi sau businessmen. Da? Aici, aici e, e, e drama. Ei se uită ca la țară ca la un SRL, ca un proiect de business uh, conceput extrem de uh, păgubos cu pe regulile uh, capitalismului banditez din anii 90. Cam asta e Republica Moldova astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la călătorii geopolitice într-o captivantă discuție. Alături de noi a fost... Fostul premier al Republicii Moldova, omul de afaceri Ion Sturza, vă mulțumesc foarte mult. Rămâneți până săptămâna viitoare alături de RFI. O duminică plăcută. La revedere!